Expoziția Zâmbet de copil, aflată la cea de-a patra ediție, încearcă să-i scoată pe copii din universul electronic și să le ofere și alte alternative viabile pentru petrecerea timpului liber. La a patra acțiune pe care o organizăm cu copii de grădiniță, două au avut loc aici în incintă, două în aer liber, unde am invitat copii de grădiniță, în principal pentru că dorim să-i scoatem din fața calculatorului și să le oferim o altă alternativă de a-și petrece timpul liber. Este principalul scop al acestei expoziții. Suntem încântați de maniera în care reacționează, de faptul că arta le place, că vor să deseneze, vin la grădiniță după ce vizionează expozițiile și își doresc să deseneze, iar pentru noi lucrul ăsta este extraordinar. După cum vedeți, lucrările sunt variate. Tatăl meu este principalul realizator al acestei expoziții. Locotenent colonelul Paraschiv Costache a adus copiilor grădiniței numărul 3 Zâmbetul pe buze prin desenele sale. Expoziția este dedicată Zilei Copilului și se intitulează această expoziție Suflet de Copil. Este organizată în preajma zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Și am desene diverse, desene, târgoviște, turnul chindian diferite ipostaze, echipuri de femei celebre, militari ai armatei române, diferite funcții, așa, grade, armament și tehnică de luptă, două panouri cu desene animate, ceea ce place foarte mult, nu numai copilor, dar și adulților. Cei mici l-au răsplătit pe desenator prin cântec și dans. Trebuie ca femei ca toți.